Dacă nu dai like, în 5 secunde rămâi fără cont de Fortnite și îmi cer scuze că n-am făcut intro la videoclipul acesta, dar am uitat, sincer să fiu, și când am uitat eu clipul era 7 dimineața și nu mai aveam când să fac intro. Deci îmi cer scuze, obligativ m-am pasat pe shop, challenge constă în a mă juca doar cu arme exotice și eu sunt prea bun să mă joc cu una și m-am jucat cu 5, deci vizionare plăcută, like și subscribe că stai coaiele. Mamă, dacă îl bat pe ăsta chat, 4 arme exotice și mamă, un aflodanat în inventar. Ia bine, familie. Nice. Bună băieți, am intrat în meci și oficial de acum trebuie să ne jucăm numai cu arme exotice. Primul land o să-l dăm lângă Dirty Dogs, unde găsim Double Barrel-ul, care este cel mai OP dintre toate armele exotice din punctul meu de vedere. Și încercăm să nu vă plictisim. Eu sunt aici cu băiatul meu, Andrei Ionuț, în lobby și mă ajută și el, care are 10.000 de gold. Eu am 1.000 de gold și încercăm să nu vă plictisim, să vă țin multă vorbă sau ceva de genul. Adunăm toate itemele exotice și după o să ne batem cu ele și o să vă pun pe ecran, ok? Utei în diferite părți și voi o să vedeți tot ce e mai distractiv. Vă pup dulce și nu uitați de like, subscribe, share, comentariu și dacă nu vă abonați, vă sparg. Hai să jucăm, Andrei, mă auzi? Challenge-ul constă în a te juca doar cu itemele exotice, nu neapărat să avem inventarul full de iteme exotice. Deci eu două, Andrei două, ne descurcăm noi. Nu e botul aici? Nu. Nu e botul aici, ok, revenim când găsim arme exotice. Așa, bună băieți, am ajuns la prima armă. Am dat și de 2 player, dar i-am bătut cu pică, cu coara, că erau nubi. Andrei a mai și tras, acum ce să fim. Luăm primul USP, prima armă, pardon, primul USP. Bun, l-am cumpărat. Și oficial am prima armă exotică. Dar încercăm să adunăm cât mai multe și să dăm un win, că ăsta este challenge-ul. Și să sperăm că ne iese. Nu putem să dăm upgrade, putem să dăm target pe cineva. Hai să dăm să-l speriem de cât. Și în rest, ne vedem la următoarea armă. Hai să vedem ce zice jocul ăsta. Bună băieți, am revenit. Cumpărăm și Heavy Sniper-ul. Rocketul nu avem voie pentru că nu e exotic, deci e bine. Am cumpărat și Heavy Sniper-ul rapid. Deci hai să mergem, Andrei. Uite, n-am murit, n-am murit, n-am murit. Hai repede. Te că am o idee, am o idee. Bun. Nu muri, botule, te rog frumos să-mi dai și mie double barrel-ul. Te rog, te rog, te rog. It was at this moment that he knew. He fucked up. L-a cumpărat cineva, bă, double barrel-ul. Fuck! Bă, băieți, am ajuns și noi aici frumos pe spate și a cumpărat altcineva double barrel-ul. E out of stock, am înțeles. Deci dacă la tine nu e double barrel-ul, eu am un duos care se duce, uite, aici și pot să iau double barrel-ul din prima, da, uite la mine double barrel-ul. Hai că am noroc, băieți, am prins double barrel-ul, măcar atât. Măcar atât, cu double barrel-ul nu prea mă omoară nimeni dacă am multe mețuri și multe gloanțe, că dai câte două gloanțe. Bun, l-am cumpărat, Andrei, gata. Am și două gloanțe, Eu sunt casă. acum sniper. Dacă ți-ai luat Heavy Sniper-ul, vii cu el la mine și mă oprești pe acolo, da? Încerc să mă stau și eu USP-ul și la e-match. Sniper. E cam player. A, se bat în 3, se bat în 3 playerii. Dacă e bine. Ia. Knock 1. Nope. Am pus unul knock, vezi că am 4 playeri aici, să știi, ca idee. Uite, am un player aici, mă o să-l bat repede. Bun, i-am dat 60 hit. Deci da, double barrel am voie, ca idee. N-am nicio armă în inventar. Dar ce fuge de mine? Acu era bun pistolul ăla. Gata, l-am pus în loc. A, nu era în echipă cu ăla. Dacă e bine, dau repede check down. Să vedem unde e al lui. Eu nu știu atunci mă, că am 2 player pe mine acum. Acum am ajuns. De cu Heavy Sniper-ul ăsta. Nu. Stai că mă omoară, vino că mă omoară pe mine. Knock 1, m-a omorât. Uite, e, pune trigger pe mine. Da reload și încearcă să-l bați, te rog frumos. Că avem 3 arme. Nu, că ai bandaje. Ma, GG, bă. Mamă, n-am botul aici, lol. Bă, la ce ghinion avem. N-avem botul. Bă, că mea și o vica din bata pe shop. N-avem botul, boys, deci revenim când o să găsim o armă exotică, că până atunci am murit de cancer. Bună, băieți, am revenit după vreo jumătate de oră, 2-3 meci noi am jucat. Am reușit să adunăm 3 arme exotice, USP, Double Barrel și Heavy Sniper. Eu zic că e destul de OP ceea ce am făcut noi până acum și destul de bine. O să dau și lui prietenul meu, copilul meu de fapt, nu prietenul meu. O să dau și lui băiatul meu aici, Andrei, USP-ul, să aibă și el o armă.
Și eu o să joc cu Heavy Sniper și Apple Barrel. Și dacă mai găsim vreuna, suntem number one. Bună, băieți, întrerupem puțin drumul că am găsit aici încă un bot care ne dă armă exotică. Bun, încă o armă exotică, nice, avem câte ai, mă, 3-4 arme exotice, nu? Da. Suntem bun, mă, băieți, 4 arme exotice, 5 cu aia din Hunter, dă-mi să conduc, te rog. Hai, let's go. Mergem și Hunter și ne vedem în zonă, chat. Revenim. Ia să vedem. Nu mai e bă, l-a cumpărat, fuck. A cumpărat, bă, băieții. Aveam aici un sniper la cumpărat. Asta e, rămânem așa. Eu pistol, double barrel, heavy sniper, tu SP-ul, nu? Bună, băieți, am revenit. Nu... Why are you gay? Nu știu ce ați văzut voi până acum din videoclip, că am tăiat, am pus, dar pur și simplu ne alargă zona. Noi suntem cu zona asta, zici că e împotriva noastră. Și am reușit să adunăm arme exotice. Arată și după al tău, Andrei, și dă și mie un pește dacă mai. Uite, Andrei are un USP exotic și eu am... Hai să încercăm ca să-l spargem repede. Fii atent că pe mediu cu de-astea și te bagi pe el, da? E decât unul? Da, cred că e unul. I-am dat hit, i-am dat hit. De cu pampă. Stai așa că am o idee. Bravo, defect, Andrei, bravo, bravo. A murit, a murit. Are meturi și el, spune că are meturi, te rog. Mamă, are... Avea 10 în total. De tot. Bă, nu cred la ceva, 10 materiale ne-a chinuit să-l și batem. Bă, asta e, poate ne este challenge-ul fără meț. Am câștigat și fără să construim mai nou. Am făcut 2 în 1 challenge, fără mișto. Clar. Mama, nu te cred. Are sniper-ul exotic, uite. Easy, chat! Gigi! Easy, Andrei! Gigi, boys! Ia-o pe asta! Ia uite-le armele exotice, ce-am câștigat cu ele! Bun, Gigi, boys! Am neieșit, bă! Bravo, Andrei! Bravo, Andrei, bravo! Am rupt copiii ăia, cum s-ar spune! Bravo! Gigi, boys! Sper că v-am făcut videoclipul! Obicați-mă pe asta pe shop și nu uitați! Forever, live-ul la 9:30 seara și la 12 ziua, videoclipul la ora 16 după amiaza și obligativă pasta pe shop și cine e membru e familia noastră, aici frumos. Vă mulțumesc de vizionare, Andrei vă mulțumește și el. Zile, Andrei, ceva la băieți, dă-le un pupic. Mulțumesc, nu uitați să dați like. Vă pupam, mă, băieții. Chiar dacă am făcut cu doar cu 2 kill-uri, am făcut doar cu arme exotice. Credeți-mă că dacă aveam mai mult timp să fac kill-uri, făceam, dar n-ai timp să faci kill-uri, că trebuie să iei itemele cu duși întors, știți? Încercăm să facem și a doua parte, dacă strângeți 500 de like-uri sau 1000 de like-uri sau 2000 de like-uri, vedem. Vă pup și ne auzim data viitoare. Ciao, ciao.